exploziv cât de strâns era relația dintre Traian Băsescu și Florian Coldea, lucrau în fiecare zi. Dacă simeau ceva, îl dădeau afară pe Maior fluierând video. Sebastian Ghii a vorbit, în interviul acordat lui Ion Cristoiu, despre relația dintre Traian Băsescu, Florian Coldea și George Maior. Îi spune ce Băsescu și Coldea vorbeau zilnic și stabileau diverse strategii, în vreme ce Maior, care de era fulserei, perea să nu mai conduc serviciul. Maior, atât cât putea el, dintre un președinte și un Coldea strâns legai, a încercat tot timpul să aseze, să atragă atenția, să duc lucrurile într-un joc, zon democratic. Se cear calmarea situației, se cear mai puțin implicare. Lumea întreabă, Atiu, de ce nu a făcut ceva? Nu putea să fac ceva. Dacă îl simeau Băsescu și Coldea ce mice ceva împotriva lor, îl dădeau afară pe Maior fluierând. Maior nu prea mai avea loc de întors între cei doi. Asta era realitatea crud. Traian Băsescu lucra cu Coldea în fiecare zi. I cu mulii alii, desigur. Traian Băsescu era extrem de abil în a folosi pârghiile statului. Mai sereai pe Coldea, din când în când, o mai chema pe Codroape la Cotroceni, se mai întâlnea cu Liviu Stanciu, a spus Sebastian Ghii. Băsescu, în schimb, spune ce l-a sunat de numai două ori pe Coldea în cei 10 ani de mandat prezidențial și ce a vrut să-l demit tot de două ori, dar s-a opus Maior.